Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Elena Parapiro, aceasta este emisiunea Orașul meu, iar invitatul meu din această seară este un oaspete drag al emisiunii noastre, domnul Nicolae Dobrovici Bacalbașa, deputat al Partidului Social Democrat. Bine ați revenit alături de noi, domnule Bacalbașa. Cred că astăzi aș vrea să vorbesc nu atât ca deputat a unui partid politic, cât ca un doctor bătrân care a muncit peste 40 de ani în reanimarea acestui oraș. Pentru că momentul mi se pare important și lucrurile grave. Și politica, știi, de multe ori riscă să fie partizană, ori reprezentând un punct de vedere parțial a unei grupări de oameni. Ori astăzi eu vreau să mă exprim ca român, deci ca un element al ansamblului global al acestei societăți. Atunci, haideți să inversăm piramida și plecăm din exteriorul României, ca subiect. Tot despre români vorbim și mă refer acum la ceea ce s-a întâmplat ieri la Strasbourg, unde a avut loc o dezbatere foarte importantă în plenul Parlamentului European și unde a avut loc o luare de cuvânt extraordinară din partea premierului României. În sfârșit, m-am simțit reprezentată. Și nu numai eu, foarte mulți români ne-am simțit reprezentați în forul cel mai important al Europei. Și după aceea venim cu discuția în țară la ceea ce se întâmplă pe 6 și pe 7 octombrie, când România merge la vot. Haideți să ne referim mai întâi la Strasbourg. Păi, la Strasbourg s-a produs în sfârșit primul fenomen de normalitate din partea românilor. România era, de fapt, și este o țară colonială, așa cum a demonstrat profesorul universitar de economie Ilie Șerbănescu, un om în fața inteligenței și clarviziunii căruia mă închin și care a avut curajul să spună niște lucruri pe care le vedeau toți, dar precum românii nu scuipau în față, scuipau în sânul propriu. Deci, în cadrul acestui sistem colonial, în care noi păream a fi membri a unei hore, dar de fapt eram servitoarea cenușăreasa, scuipată, obidită și ținta unei fățărnicii de-ți venea să verși, doamna Dăncilă a avut un discurs de o demnitate românească remarcabilă, spus cu claritate și curaj. Și vreau să spun că în Parlament, din care fac parte, la un moment dat era ironizată permanent pentru nume, Viorica Vasilica. Adică era un om simplu din popor și la un moment dat Șerban Nicolae, senator, a spus o chestie de curaj. Nu vă place Vasilica Viorica? Și a spus atunci, dar vă plac astea. Vreo 15, dacă nu 20 de nume, care niciunul nu era românesc. Pentru că la vârfurile statului român, începând cu Herr Iohannis, și nu intru în alte amănunte, că după aia o să zică că sunt xenofob sau anti nu știu ce, care se pedepsește, deci la vârfurile statului român nu sunt români, ci alții. Și atunci Șerban Nicolae a avut curajul să spună ce gândeau mulți. Adică românul era privit cu dispreț, dacă nu și cu ură, în propria lui țară și minimalizat. Șerban Nicolae a avut acolo un discurs care era interpretabil. Fiecare l-a interpretat cum a vrut. Eu l-am văzut ca un act de curaj și clarificare. Ei, Viorica Vasilica, venită
din talpa țării, din aia care au construit cu sudoare și sânge această țară, le-a spus în bot adevărul. Și adevărul a fost un sistem odios de poliție politică și justiție politică parțială, care viza ce? Nici măcar o ideologie ca pe vremea comuniștilor, ci viza jefuirea acestei țări de stăpânii ei coloniali din afară. În aceeași... Cu asta am terminat. Deci, mi-a plăcut și discursul domnului Dan Nica. Acolo vreau să ajung. Că sigur că domnul Dan Nica poate să bea o cafea care să nu-i priască la sănătate sau să-l calce mașina undeva prin Bruxelles. Că dacă poți să bombardezi Belgradul, tată, cum au bombardat unii Belgradul în numele nu știu ce și nu știu cum, o cafea care nu priește la sănătate. E mult mai ușor să dai unuia, nu? Și am văzut destule. Vreau să spun că Lumumba, care a apărat și el ca Viorica Vasilica, bogățiile țării lui și demnitatea țării lui eliberată dintr-un regim colonial acum 60 de ani, a fost torturat și ucis, el fiind prim-ministru, și după aia și Statele Unite și Belgia, care au participat la această operațiune, după 60 de ani și-au cerut scuze. Sigur că lucrurile n-au nicio legătură unele cu altele. Da, sistemele coloniale totdeauna riscă să semene. Și acum, tot în cadrul unui sistem colonial, vin 43 de eurodeputați, a căror orientare sexuală chiar nu mă interesează, că nu mă interesează viața sexuală a nimănui. Logic. Și spun, cum îndrăznește guvernul român să facă un referendum, adică să întrebe poporul într-o problemă care lor nu le place. Deci suveranitatea poporului român nu există. Faptul că acest referendum a fost cerut de 3 milioane de cetățeni români, pentru ei nu are nicio importanță. Pentru ei românii sunt gunoi. 3 milioane de bucățele de gunoi, da. Pentru acești 43 de eurodeputați, care cei că au ajuns eurodeputați printr-un proces democratic absolut similar, nu? Da. Nu contează. Normal, guvernul român ar trebui să fie poliția politică care înnăbușe dorința poporului de a se exprima într-o problemă punctuală. De ce este îndemnată România, deci, la boicot? Trăim acum exact din partea Europei Occidentale și din partea stăpânilor noștri germano-olandezi, situația pe care a spus-o tovarășul Iosif Visarionovici Stalin, pe care iarăși țara asta l-a ținut în cârcă ani de zile, că nu contează cine votează, contează cine numără. Iată că acum nici măcar nu se mai merge la golănia cu număratul în fals, ci 43 de eurodeputați îndrăznesc să ceară măsura absolut antidemocratică, fascistă. Închideți gura nenorocitului ăsta de popor. Ce-i aia referendum? Dom'le, trăim clipe uluitoare. De-aia am și ținut să vin astăzi și să îmi spun punctul de vedere, nu de deputat, ci de român. Pentru că sunt revoltat și dezgustat. Acum, ce-i cu referendumul? Referendumul ăsta n-are nicio legătură cu orientarea sexuală. Nicio treabă. Și de altfel, din anii 1950-1960, când a apărut pilula anticoncepțională, s-a produs
o distanțare între actul sexual și procreație. Cel care a făcut această descoperire, mă rog, căruia îi revine, deși au fost trepte cumulative, lucrurile în știință se acumulează și, de fapt, este o piramidă, cine ajunge în vârf e marele câștigător. Dar cel care a ajuns în vârf și a fost marele câștigător, era un tip, un evreu de origine rusă, care trăia în America, numit Pincus. Și vreau să spun că americanii au făcut un top cu 100 de personalități care au influențat major viața omenirii în toate domeniile, militar, economic, filozofic, literar și așa mai departe. De altfel, au făcut într-o ordine care era non-temporală, deci ca importanță. Și sigur că de la Buddha și Karl Marx era și Pincus. Pentru că, de fapt, a fost un element care sociologic a influențat fundamental tot ce se întâmplă. Și acum, familia nu este o invenție a cuiva. Este un produs natural al evoluției noastre ca specie animală, că omul este un animal ca oricare altul, din categoria primate. Înțelegi? Care s-a dezvoltat prin limbaj. Și a ajuns specie dominantă în această lume. Și omul, de fapt, este, ca structură a creierului, poligam. Deci, avem tendința de a ne acupla, ca să folosim un cuvânt științific, cu mai mulți semeni. Nu cu o singură ființă, dragostea dintre Romeo și Julieta. Dar familia monogamă a fost marea descoperire care a permis majorității omenirii, pentru că familia monogamă, sigur că nu e pe tot globul, a existat la un moment dat în Africa poligamie, în condițiile economice de acolo fiind, nu? A existat poligamia din harem, unde tot urmărea să se obțină urmași, fără probleme, drept care în momentul în care era desemnat următorul sultan, toți ceilalți câteva zeci de copii li se lua gâtul, ca să nu existe lupte, să fie minimă vărsare de sânge. Înțelegi? Se considera că era actul de cruzime minimal decât un război civil. Deci în momentul în care statul paralel din Statele Unite ale Americii a fost jenat de președintele legal ales Kennedy, Kennedy a fost omorât fără nicio problemă și când fratele său avea și el șanse de a fi ales președinte și nu convenea, a fost și el omorât. Se știe că au tras doi, se știe ce organizație a stat în spatele acestui asasinat, a statului american, care acționa însă ca organizație a statului paralel, fiind simultan și o structură a statului oficial. Deci dacă era numai bătrânul miliardar excentric Soros, era lichidat imediat. Deci sunt forțe care vor să modifice violent această lume. Și țin minte când prietenul meu, Doru Ștefănescu, coleg de facultate, singurul meu coleg care era genial, am avut colegi care au ajuns membri Academiei Române de an,
Dar Doru Ștefănescu a fost singurul genial. Și care a fugit, a ajuns în Franța, în Franța l-au luat ăștia când s-a dus doctor. Deosebit. La mișto, cum se spune, au zis, domnule Nata, vrei ca să ne strici sângele, adică vrei să te însori aici, să faci din nou liceu. I s-a spus, diploma nu era recunoscută, a plecat la nemți, nemții l-au luat, a făcut o carieră uluitoare, că nemții aveau nevoie de oameni geniali, după care a făcut un cancer de pancreas și a murit tânăr. A apărut agentul Patapievici, care agent Patapievici, băiatul unui alt străin venit pe teritoriul acestei țări, care a fost agent al sovieticilor, a poliției secrete sovietice, la Gestapo-ul de la Viena. Și după aia a fost plasat la Banca Națională a României și când noi am încercat să mai cotim când s-a făcut reforma monetară, Vijolii, dacă ții minte, ca să mai salvăm ceva, că rușii vroiau, sovieticii, că de fapt n-aveau rușii bieții, și acolo era conducere străină, știi? Non-rusească în țara aia. Tovarășul Patapievici l-a turnat pe Vijolii și pe alții care au luat pârnaie grea. Ei, băiatul acestui criminal, care pentru mine e tot criminal din punct de vedere românesc, a zis că Eminescu este cadavru din debaraua culturii române. De ce? Pentru că Eminescu era un element de identitate morală a neamului nostru. Ori există, dacă știi, genul numit hip-hop de muzică. Ai auzit de el? Sigur. Care, nici nu știu dacă e muzică, sunt de fapt declarații ritmate. Și în cadrul unei piese, că nu pot spune că nu sunt melodii de hip-hop, s-a spus, țara te vrea prost. Și acum vin 34 de tâlhari din Parlamentul European și îndrăznesc să spună cum de guvernul permite poporului român să se exercite dreptul lui suveran. Băi, Hitler era copil mic. Copil mic, pe lângă o asemenea declarație. Îngheți! Iată ce trăim și de-aia am venit. Există mai multe structuri paralele, concomitente, care nu știu cum dracu se aranjează între ele și tot. Trăim lucruri de nemai văzut. Și uite că Viorica Vasilica, din Teleorman, băi, care nu le place ăstora care sunt cică aristocrați, de fapt niște mârlani, spilcuiți, care pe bază de furat, înțelegi, și mârlănie și grandomanie, disprețuiesc omul simplu. Bă, omul simplu a tras țara asta unde a ajuns. Și care era o fată venită din popor, care a ajuns eurodeputat, a ajuns inginer petrolist și care, iată, că este un prim-ministru, a demonstrat cât se poate de patriot și curajos. Pentru că în momentul în care te pui în calea șacalilor ăstora, și eu mă pun acum în calea acestor șacali. Era necesară o dezbatere asupra statului de drept în România? Domnule, deci statul de drept în România este... Deci tot ce se întâmplă acolo e la mișto. Este așa cum, la un moment dat, pe vremea bolșevicilor, se spunea că ești dușman de clasă. Noțiunea de dușman de clasă, nefiind ceva precizat, dar care te trimitea la 20 de ani de pușcărie și la exterminare. La Galați a fost o pușcărie de exterminare. Nu de făcut închisoare, de exterminare politică. Închisoarea din Galați. N-are placă.
că a fost de exterminare politică. Și dacă întreb oamenii pe stradă, nu știu dacă mulți știu chestia asta. Eu am văzut și canalul. Deci toate astea sunt vorbării și formule retorice ca unii să se îmbogățească din afara României. Și realitatea acestei lumi, nu numai a României, a lumii globale, este dispariția clasei de mijloc. Deci, practic, suntem în momentul istoric în care cei bogați devin și mai bogați, cei săraci devin și mai săraci. Se numește fenomenul de polarizare și în care, de fapt, democrația dispare pentru că dispare elementul național în politică și decizia aparține unor structuri supranaționale care, să nu fim naivi, nu sunt alea alese în mod democratic, ci există o literatură vastă în domeniu, că lucrurile aproape se spun pe nume. Sunt marile structuri economice supranaționale. Există multinaționalele și realitatea acestei țări, pentru care se face tot circul și toată gargara asta împuțită în chip de discuție democratică, este că multinaționalele din România își externalizează în mod fraudulos toate veniturile. Toate sunt vai de capul lor dacă le iei care sunt veniturile impozabile și banul pleacă afară. Acum suntem în lupta pentru gazul descoperit în Marea Neagră și să amintim că bieții sirieni, necazurile lor au început de la două fenomene. Când s-au descoperit zăcăminte fabuloase de gaze naturale pe litoralul lor, unu, și doi, când niște țări arabe au vrut să treacă cu gazele, cu conductele de gaze pe teritoriul lor și alte țări nu au dorit acest lucru. Și a început un război, s-au dus în sărăcie câteva milioane de oameni afară, vai de capul lor, țara e ruine și cam 400 de mii de oameni, dacă nu mai mult, au murit. Cam asta înseamnă să-ți dea Dumnezeu gaze. Domnule Bacalbașa, uitați că ne-a pocnit și pe noi pericolul de a avea vai gaze de capul nostru. Haideți să sintetizați mesajul pentru Gălățeni, pentru români, pentru zilele de 6 și de 7 octombrie, pentru că se încheie timpul alocat emisiunii. Păi, dreptul poporului român de a vota este inalienabil și sfânt, chiar dacă 43 de ticăloși sau 46, chit că sunt eurodeputați, susțin contrariu. Ca atare, după părerea mea, a vota la acest referendum este obligatoriu. Adevărul că întotdeauna este o noțiune extrem de personală. Vă mulțumesc, domnule Bacalbașa, că ați acceptat invitația noastră. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, viziunea de plăcută în continuare. La revedere!